Fotbaliștii hunedoreni au pășit cu dreptul în noul an. În primul joc de verificare, FC Hunedoara a trecut clar cu scorul de 2-0 de Jiul Rovinar, formație tot din eșalonul al treilea. Golurile victoriei au fost marcate în prima repriză de Ciprian Pepenar și Ionuț Radu. Antrenorul principal, Marius Oprica, a început partida cu următoarea formulă de echipă. Anton Ilie Dosan, Ciuciula, Ambruș, Trășcan Vișan, Vajda Robert Cristian, Făgărășanu, Pepenar și Flavius Nicula. Pe parcursul primei reprize, dar și după pauză, Oprica a rulat întreg lotul avut la dispoziție. Au intrat la joc și cei doi jucători aflați în probe, Daniel Grozoni și Răzvan Drăgoescu, dar și Emil Vârtan, revenit după accidentarea gravă la spate suferită în debutul sezonului. Până la reluarea campionatului care va avea loc la începutul lunii martie, FC Hunedoara mai are programate cel puțin alte 6 meciuri test. Fotbaliștii hunedoreni vor susține următorul joc amical la finele acestei săptămâni, sâmbătă 2 februarie, în deplasare cu CS Ineu sau UTA Arad.